Toate comunele județului au fost luate la puricat. Garda de Mediu a aplicat amenzi de 45.000 de lei primăriilor care au încălcat normele legale în privința gestionării deșeurilor. S-a urmărit în mod special implicarea primăriilor în gestionarea deșeurilor și în întreținerea șanțurilor și a rigolelor. În 9 comune au fost descoperite depozite ilegale de deșeuri amplasate chiar pe malul apelor. Cum era de așteptat, neregulile depistate au fost sancționate cu amenzi. Cea mai mare amendă aplicată unei primării din județul Vaslui este de 15.000 de lei. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate se ridică la 45.000 de lei. În perioada 10 martie-20 mai 2014 au fost efectuate verificări asupra modului în care au fost salubrizate, dar și a modului de realizare și întreținere a rigolelor și a șanțurilor stradale. În vederea asigurării secțiunilor de scurgere ale apelor curgătoare mari ale județului Vaslui. Verificările au fost efectuate pe raza 248 de localități din cadrul celor 86 de unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui și au fost efectuate de către două comisii mixte, alcătuite din reprezentanții ai Comisariatului Județean Vaslui al Gărzii Naționale de Mediu, a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare Vaslui, ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Podul Înalt Vaslui, ai Sistemului de Gospodărire al Apelor Vaslui, dar și a Instituției Prefectului. Reprezentanții Prefecturii Vaslui spun însă că, în linii generale, primăriile își fac datoria în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Cu excepția 9 unități administrativ-teritoriale, unde, la nivelul albilor minore ale cursurilor de apă, au fost descoperite depozite ilegale de deșeuri, toate celelalte locații verificate, în toate celelalte locații verificate, starea cursurilor de apă, dar și cea a rigolilor și a canalelor a fost una bună. S-au aplicat, în urma verificărilor efectuate, un număr de 7 sancțiuni contravenționale pentru neasigurarea colectării selective, a transportului, a valorificării și a eliminării selective a deșeurilor de orice fel. Dintre aceste sancțiuni enumerăm 4 amenzi, cea mai mare fiind de 15.000 de lei noi. Cuantumul total al amenzilor a fost de 45.000 de lei noi. Reprezentanții instituțiilor care au inițiat acțiunea de control spun că, pe lângă amenzi, alte 3 primării din județ au primit avertismente.